Trimis în judecată la începutul lunii martie, sub acuzația de trafic de influență, medicul de familie din Comuna Salăh a aflat sentința în această săptămână. Magistrații sălășeni au decis achitarea acestuia. Decizia nu este una definitivă, părțile având drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Reamintim că medicul, un arab stabilit în România după absolvirea Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, era acuzat de procurori că în mai 2012 ar fi pretins de la soția unui pacient suma de 4.000 de lei, lăsând impresia că are influența asupra unui chirurg din Cluj-Napoca, pentru ca acesta să-l opereze pe pacient, acesta s-a stabilit în Comuna Sărăjană Zalha în anul 2008, după 15 ani în care serviciile medicale de specialitate au lipsit în zona respectivă. Acesta a încheiat cu autoritățile locale un contract de concesionare pe o perioadă de 50 de ani pentru folosința gratuită a dispeceratului, el angajându-se în schimb să aducă la Zalha și un medic stomatolog.